Pompierii mehedințeni mereu la datorie. În ultimele 24 de ore, aceștia au intervenit atât pentru stingerea unui incendiu, dar și pentru acordarea primului ajutor medical a unui număr de 10 persoane. Vântul puternic manifestat până seara trecută a făcut ravagii atât în municipiul Drobeta, Turnu Severin, dar și în mai multe zone din Mehedinți. Pompierii mehedințeni au intervenit în ultimele 24 de ore pentru îndepărtarea mai multor elemente de construcții, dar și a unor panouri publicitare. Totodată, echipajele de pompieri au intervenit în localitatea Oprișor pentru stingerea unui incendiu. S-a întâmplat în ultimele 24 de ore. Pompierii mehedințeni au intervenit în ultimele 24 de ore pentru îndepărtarea mai multor elemente de construcție, dar și a unor panouri publicitare aflate în pericol de desprindere ca urmare a vântului puternic manifestat până seara trecută atât în municipiul Drobeta, Turnu Severin, cât și în mai multe zone din județul nostru. Totodată, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestat la o casă de locuit în localitatea Oprișor. Tot în ultimele 24 de ore, pompierii mehedințeni au intervenit pentru acordarea primului ajutor a unui număr de 10 persoane care prezentau afecțiuni medicale fiind transportate ulterior la spital.